nu știu, am prieteni să se joace, de exemplu. Astfel, dirigintele nu cunoaște unde sunt eu. Directoarea nu cunoaște, precum și părinții. Se face o panică. Deoarece părinții dau vina pe dirigenți, dar dirigenții nu poate, nu poate. Vina din cauza voastră. Voi nu ați comunicat. Nu ați comunicat că eu trebuie. Și nete, dacă se mai numea asta, fugă de la, de la lecții sau ceva, mă duc până la magazin și îmi găsesc o jucărică, la masă acolo să mă joc și am tare școală, nu mai merge așa. Deoarece acum toți oamenii lucrează cu poliția. Adică, mai pe scurt, ca să înțelegeți, în caz de lipsă dumneavoastră, deja răspunde părinții, dirigenții și polițiștii. Noi suntem cei care, cu ajutorul și colaborarea părinților și doar, mergem să vă căutăm. Noi, toată mustrarea, chiar după ce vă găsim că ați fost la un prieten, că v-ați jucat, că v-ați întârziat, că toate chestiile astea, ca să nu se întâmple, vă rugăm frumos să comunicați. Să comunicați la, în primul rând, la dirigenta clasei, să comunicați părintele sau fratele mai mare sau sora mai mare.